Acest proiect este realizat și cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. De asemenea, conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Bună seara! Sper că nu vorbesc prea tare sau prea încet. Din partea asociației dorim să facem o mică prezentare, un refresh așa pentru cei care au mai văzut această prezentare. În primul rând, vă mulțumim toată inima că ați venit, mulțumim invitațiilor pentru tot efortul și am să încep, fără a intra în foarte multe detalii, doar așa scurt și la obiect, ce avem cumva nevoie. Eu sunt Sebastian și acesta este ATORG, Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Noi facem parte din, suntem tineri din biserică și sub îndrumarea Francisul Sofian Brașovianu și a preoților parori, împreună încercăm să organizăm lucruri frumoase pentru toată lumea. Nu am să intru în detalii. Acesta este logo-ul nostru, pe care cu siguranță îl știți. Singurul lucru pe care doresc să-l menționez este că, cum observați, în centrul logo-ului este Sfântul Potir cu Sfânta Împărtășanie. Și acesta dorim noi să fie centrul nucleos pe care să ne îndreptăm. Un pic. Mici detalii tehnice. Așa. Și noi, tineri de la... Pardon, ce-am făcut? M-am încurcat în butoane, nu ce detalii. Și aceștia sunt patronii noștri. Sfinții care ne ajută, Sfântul Vitus, un sfânt tânăr, ca și noi, de pe meleagul acesta vestice, iar în partea din dreapta sunt Sfinții Brâncoveni, model pentru noi ca și familie creștină. Aici povestea noastră, pe scurt, în imagine. O mică rugăminte, dacă putem, Diana, să stingem toate luminile din sală. Am să dau drumul. Da, bine. Este Hand 2, Teodor. Mulțumesc. Acestea au fost câteva imagini din mai multe activități de ale noastre și acesta este unul dintre mesajele pe care dorim să vi le transmite tuturor, și anume fi tânăr, indiferent de perioada tinereții. Cronologic, noi am luat naștere în 2008 la inițiativa Preasfințit Sofian Brașovianul la Zulzmat, unde au fost încurajați tineri să împreună să înființăm această asociație și pe parcursul anilor am organizat diverse activități. Până în 2017 am avut câte o singură activitate pe an, activitatea anuală, după care ne-am dat seama, am simțit că avem nevoie de mai multe activități pe parcursul anilor și de aceea am ajuns să
avem excursii pe enaje, ateliere și așa mai departe. La fiecare întâlnire aici observați invitații și în prezent, acel cadou, în prezent, suntem în afumă acum la Dresden în 2019. Așa istoric pe scurt. Atorg, noi suntem tinerii din biserică, suntem tineri, tineri din parohii și prin Atorg avem posibilitatea, șansa de a ne uni, de a lucra împreună și de a ne extinde lucrarea pe care o facem alături de preoții noștri, să o extindem la nivel mai mare, să ne organizăm mai bine, să învățăm unii de la alții și să ne încurajăm. Drept urmare, suntem tineri cu întrebări în căutarea lui Dumnezeu, suntem tineri cu entuziasm și în același timp pentru noi este important să ne cultivăm identitatea de români. Pentru că suntem conștienți cât de important este viitorul tuturora, nu îi uităm pe cei mici. Aici sunt câteva fotografii de la anumite activități, foarte important, și pe adolescenții noștri, preocupați de smartphone-ul și toată lumea și selfies, da, îi avem în vedere și cu ajutorul Dumnezeu putem să facem împreună mai multe activități pentru a încuraja să se apropie. Aici aveți o viziune asupra arhiepiscopiei noastre. Acestea sunt parohiile, filialele, parohiile Atorg, unde suntem activi și în care suntem încurajați de către preoții paroși și unde sunt și tineri motivați și implicați. Atorg este posibil, cum spuneam, datorită frațindu-i Sofian Brașovianul, cu câțiva tineri voluntari. Partea Austriei este vicepreședintele coordinator părintele Manuel Nuțu, iar pentru Germania este părinte Teodor Tăbuș. Și cu această ocazie mulțumim toată inima pentru organizarea acestei întâlniri. Și evident că Atorg nu este posibil fără implicarea activă și încurajarea preoților parohi, pentru care mulțim toată inima. Sunt preoți care au activități cu tineri, cum ar fi din două în două săptămâni să faci activitate cu tineri și vin tinerii și ei fac programul pentru acea seară. Asta este o idee. Sunt preoți care au ateliere pentru tineri. Sunt preoți care au centre să fac excursii și cercuri duhovnicești și tot așa. Mulțumim toată inima și vă rugăm să ne încurajați în continuare. Și acum este foarte important ce înseamnă Atorg pentru noi, pentru fiecare dintre noi și aș dori să-l invit pe Alex să ne zică câteva cuvinte despre Atorg, ce înseamnă Atorg. Atorg se implică în, iertare, am citit greșit. Atorg se implică în, aici este o viziune de ansamblu asupra unor activități ale noastre, cum ar fi în cadrul parohiei, bibliotecă, cor, ajutor la hram, susținerea proiectului așezământul bisericii din München, activități caritative, dăruind pe dobândii, în acest an se organizează la Frankfurt, mulțumim tot inima și mult succes. În același timp, în paralel, se desfășoară activitatea caritativă Vreau în clasa noua, prin care noi susținem activ tineri, 6 copii, ca să poată să-și urmeze la școală cu materiale rechizite și ce mai au nevoie. Petrecea timpul liber, ateliere, cursuri, excursii, se duhovnicești, pelinaje, cum ar fi la Sfânta Cruce, la Oașa, la Namur, conferințe, cercuri, pelerinaje cu însemnătate istorică, cum ar fi la Zurzmarkt sau în Austria. Legături cu alte asociații avem și aici, de la Nepsis, și învățăm unii de la alții cum putem să facem lucrurile mai frumoase și împreună. Iar acum rog pe Alex să ne spună ce înseamnă Atorgul pentru el. Mulțumesc, Alex! Mulțumesc, Sebastian! Da, aș dori și să mă trăiesc o mică bucurie în faptul că în Würzburg, de unde vin eu,
Părintele Paroh ne-a dat undă verde să facem și noi o filială a acestei asociații. Și înseamnă foarte mult pentru noi acest lucru, deoarece a fost un proces de descoperire și pentru mine ce înseamnă de fapt atorgul. Și mi-am dat seama că este un lucru firesc ca în cadrul bisericii să se dezvolte o asociație a tinerilor care să facă un pic mai mult, deoarece noi tinerii suntem cei care avem timp și avem energie. Și venind la aceste întâlniri ale atorgului, mi-am dat seama că e ca și atunci când un om descoperă o floare minunată, așa am descoperit eu aceste activități minunate. Dar nu mi-am dat seama cât de multă energie este în spate, adică cât de mult trebuie să se implice oamenii ca să apară aceste întâlniri și cât de mult folos putem noi să scoatem din acest lucru. La fel cum mulți nu-și dau seama nici probabil Dumnezeu cât de mult a lucrat ca să facă o floare. Deci, cumva, poate e un pic mai complicată această comparație, dar tinerii sunt chemați și ei să facă ceva, să creăm ceva și e firesc să ne implicăm în asemenea asociație. Și mi s-a confirmat faptul că, într-adevăr, Asociația Tinerilor Ortodoxi din Germania este ceva de și părinții duhovnicești ne ajută și Dumnezeu lucrează prin tineri și atunci și noi avem putere de la El ca să facem activități frumoase. Deci asta înseamnă pentru mine atorgul. Sunt tineri care timpul lor își pun în slujba binelui până la urmă și Dumnezeu ne ajută. Mulțumim foarte mult, Alex, pentru deschidere. Doresc pe scurt să prezint următoarele activități pe care le avem. Pelinaj la Cufșani, Sfinții Mărturisitori Ardeleni, este între 18 și 20 octombrie anul acesta, în Austria. Organizatorul este pentru Ioan de la Parchia din Innsbruck. Apoi vine întâlnirea regională în Donau-Westfalen, din Duisburg, între 9 și 10 noiembrie. Tema o să fie vindecare prin implicare. Pun la inimă o să fie o activitate interactivă cu părintele Nicolae de la Kassel. Ioan. Eu nu ți-o fi. Ce am scris aici? Exact. Da. Mulțumesc. Părintele Ovidiu de la Kassel. Iar apoi activitatea de lungă dobândii la Frankfurt. Suma respectivă care se strânge la părintele, cine este, mă iertați? Părintele Nanda Măscării. Da, mulțumesc frumos. Vom strânge lapte praf, pampers și bani. Și toate le vom trimite la părintele. Am făcut acțiunea și anul trecut, doar n-a fost sub egida ATOR. Anul acesta este sub egida ATOR și am implicat câteți patru parohii din patru orașe. Centru. Mulțumim frumos! Și activitatea de anul viitor la Frankfurt, 11 noiembrie. Octombrie? Aoleu, copia greșit. Octombrie 2020. Acum un pic organizatoric. Pentru noi, ca să încercăm să avem activitățile cât mai bune și mai potrivite pentru necesitățile fiecăruia, vă rugăm de toată inima să completați formular de feedback. Acestea se găsesc la ieșire, e acolo cutiuță. O să se poată, cred, completa și digital. Totodată, cei care doresc și încurajăm să se implice în ATORG, implicarea poate fi de foarte multe feluri. Poate să fie de fotograf, de ajutor aici la aranjarea activităților, poate să fie la administrare web. Avem nevoie de o aplicație, ne-ar ajuta foarte mult. Pe partea de design, facem postere. Și, ca exemplu, cine are experiență în organizare, în partea de IT, în concerte, muzică, orice fel de ajutor, cine dorește, cu toată inima, cu siguranță să găsească un loc în cadrul asociației și cu îndrumarea preoților să înaintăm.
Acesta e și acolo un, la ieșire este o cutiuță unde se pot, sunt formula de înscriere ca și membru, unde puteți să ne ziceți, sau puteți să ne ziceți nouă direct organizatorilor. Și ieri seara am așa un pic osteniț cum eram, am avut așa un moment de inspirație și am ajuns la aceste cuvinte: folosește discernământul și atorgește împreună cu noi. Da, mulțumim toată de inimă. Da. Mulțumesc și eu și mulțumesc și lui Sebastian, că este unul din organizatori, și cei care simțiți că vă mai puteți implica în organizare, vă puteți anunța la el, la Carmen Gârlană, pentru că nevoie avem pe peste tot, nu-i așa? La organizator o să revenim la sfârșitul sesiunii acesteia, deci să fie pe aici atunci cu toții, că mai avem o treabă cu ei. Și părintele și Sebastian a spus acum, pardon, încă ceva înainte de asta, Alexandru, îți mulțumim pentru mărturie. Mi-a mai spus cineva o mărturie în pauză, înainte să începem, care chiar mi-a mers la inimă, pe care vă rezum spunându-vă următorul lucru, că se pune problema și a rostului nostru pe aici, părinte, și a direcției în care ne îndreptăm, și anume spunea persoana respectivă că simte cum îi este de folos și părinților și este o împlinire pentru părinți prin ceea ce reușește să facă din darul lui Dumnezeu cu viața pe care i-a dat-o. Și asta este valabil pentru noi toți, părinții noștri, înaintașii noștri. Trăiesc în continuare și prin noi. Împlinirile noastre sunt împlinirile lor. Unii nu puteți merge în țară să faceți acolo unele pomeniri sau să le purtați de grijă cât ați vrea, să le fiți alături cât ați vrea. O puteți face însă, bineînțeles că nu e același lucru, dar puteți să o faceți și de aici. Spune adeseori, mai ales la femei care vin la spovedanie și mărturisesc că nu știu cum să pomenească părinții adormiți, ce să facă pentru ei. Și le spun că nu așteaptă atât lacrimi sau nu așteaptă deloc lacrimi. Părinții trecuți din viața aceasta așteaptă că noi să le ducem cu demnitate înainte memoria. Să facem în viață ceea ce pe ei îi bucură și după ce au trecut din viața aceasta. Adică tot ceea ce facem îi bucură sau îi întristează, depinde de ce facem noi, nu? Și atunci le putem face bucurie după ce au trecut din viața aceasta prin orice lucru bun, prin împlinirea destinului nostru personal. Asta le este spre bucurie și spre împlinire și lor. Deci și susținerea pe care o acordăm și în parohii și peste tot este și în folosul lor și mă mulțumesc pentru mărturiile acestea. Acum, plecând de la ce a zis Sebastian, că tinerii ATORC se implică și în sprijinirea proiectului așezământului bisericesc de la München, vreau să vă spun că în spate sunt la stand acolo și pliante în ultima versiune, sau să zic în recenta versiune, foarte de curând venită de la tipar, în care sunt datele destul de actualizate. Ca formă arată aproape identic cu flyerul dinainte și nu se face remarcat. Cum nici forma bisericii nu s-a schimbat, tot aia a rămas, să știți. Dar încercăm să o facem cât se poate de frumoasă, așezământul înaintează cu bine. Puteți vedea asta și pe pagina Centrului Bisericesc și pe paginile de Facebook Centrul Bisericesc sau Episcopul Sofia Brașoveanu. Și câți puteți să sprijiniți, ne este foarte necesar și ne prinde foarte bine. O să avem un așezământ frumos al identității noastre, un frumos acasă, departe de casă, i-am zis, pentru că asta e situația, dar care să fie chiar acasă, să simțim că da, asta e identitatea noastră, asta ne reprezintă, asta ne ajută să mergem înainte.
atât despre asta și ne bucurăm de orice susținere. Și acum să trecem la partea următoare. Poftiți-mă.